Cele 9 cadre medicale au fost internate în secția de boli infecțioase a Spitalului Județean Dindrobeta Turnu Severin. Unul dintre pacienți a fost transferat la spitalul de la Orșova, iar celălalt este internat în secția ATI a Spitalului Județean. Au fost testați în total 27 de pacienți și toate cadrele medicale care lucrează pe secția neurologie, o nouă testare urmând să se facă peste 7 zile. Reprezentanții DSP sunt acum în plină anchetă epidemiologică pentru a stabili cu cine au intrat în contact toți cei testați pozitiv. Sursa acestei infecții cu noul coronavirus nu este deocamdată cunoscută. Reprezentanții spitalului spun că nu au închis secția respectivă, ci doar a fost izolată și s-a făcut dezinfecția zilnică, iar pacienții noi cu probleme neurologice sunt internați în alte zone ale unității sanitare pentru a nu veni în contact cu bolnavi și cadre medicale cu un potențial risc de infectare.